Bine v-am regăsit, prieten, pe imectube.ro. Astăzi am să vă prezint o aplicație de încredere care o să vă ajute să vă transferați și să vă salvați toate datele dumneavoastră din device-urile pe care le aveți. Știm și totodată înțelegem cu toții foarte bine că trăim acele zile în care telefonul mobil nu mai este un lux. Fiind disponibil și accesibil, cred că aproape pentru orice om de pe această planetă. Așa că fiecare dintre noi avem un telefon mobil sau un device în casele noastre. Folosind device-urile noastre în fiecare zi, acestea acumulează de-a lungul timpului, în funcție de cum și cât sunt folosite, tot felul de informații, de date, care accidentalmente, știm bine cu toții, se pot pierde cu o foarte mare ușurință. Nevoia unui program pentru a păstra în siguranță toate datele noastre din telefoanele și device-urile pe care le deținem este o necesitate pe care, fără dar și poate, mai devreme sau mai târziu, va trebui să o rezolvi. Dacă ai avut ghinionul să te numeri printre cei care și-au pierdut telefonul sau l-au furat sau pur și simplu s-a stricat de pe o zi pe alta, acest tutorial este pentru tine. Dar totodată este pentru tine acest tutorial și dacă ai avut marea plăcere să-ți cumperi un alt telefon nou și ai nevoie să-ți transferi toate datele tale de pe un telefon vechi pe altul nou. Dar oricare ar fi situația ta, din moment ce ai un telefon sau un device al tău personal, îți recomand să nu pierzi din ochi tutorialul nostru de astăzi, deoarece te va ajuta foarte, foarte mult și îți va fi foarte benefic, crede-mă. Ok, gata cu introducerile, permiteți-mi să vă prezint acest program extraordinar despre care eu personalmente am o părere foarte bună și nu numai eu, ci foarte mulți cunoscători în acest domeniu. Este vorba de compania de software DigiDNA din Elveția și de uimitorul lor program iMazing 2. Aceasta este a doua versiune a acestui program extraordinar, versiune super îmbunătățită. După succesul versiunii 1, au lovit în bunul sens al cuvântului cu această versiune a doua a programului iMazing 2, care s-a transformat foarte repede în opțiunea numărul 1 pentru mine și pentru marea majoritate a utilizatorilor Mac Apple, dar care este acum disponibilă și pentru PC, Windows, Android. Foarte ușor de folosit, iMazing 2 este cel mai bun soft pentru a realiza doar cu câteva clicuri de mouse un backup simplu, rapid și sigur. Folosind cablul de date al telefonului USB, am să-l conectez la acest program iMazing, iar după cum puteți observa, iMazing 2 a pus la dispoziția mea în câteva secunde toate opțiunile necesare pentru a avea un control absolut peste iPhone-ul meu. Conectivitatea se poate face prin USB sau prin wireless. Am să mă conectez cu iPhone-ul la rețeaua wireless și am să-i deconectez cablul de date. După cum se poate observa, s-a schimbat iconița de USB cu iconița de la wireless. Acest lucru înseamnă că device-ul meu este conectat prin rețeaua wireless la acest program iMazing 2. Prima opțiune și cea mai importantă este cea de backup. Și ceea ce îmi place foarte mult este că ne dă posibilitatea să schimbăm locația de la backup-ul nostru. Și cu un simplu click pe butonul Next, backup, iMazing 2 va face un backup total al device-ului meu, al telefonului meu, folosind rețeaua wireless, fără să am nevoie de cablu USB, de iTunes sau de iCloud. Rapid și ușor, backup-ul telefonului meu a fost creat. iMazing 2 mai poate stoca muzica noastră, fișierele de date și întregul software, așa cum ați observat, foarte simplu și foarte repede. Indiferent dacă folosești un iPhone, un iPad sau un iPod Touch, iMazing 2 te ajută în orice situație, fără să ai nevoie de iTunes sau de iCloud de Apple. Chiar dacă opțiunea backup, așa cum am menționat anteriormente, este cea mai importantă opțiune a acestui program, să știți că și celelalte din listă sunt foarte, foarte benefice. Spre exemplu, putem face un restore al backup-ului nostru, adică să restaurăm toate datele noastre din backup-ul pe care l-am făcut. În felul acesta, toate datele device-ului nostru, telefonului nostru, rămân în siguranță. Următoarea opțiune este Transfer to another device.
Această opțiune ne permite să transferăm datele unui telefon spre un alt telefon, dar nu numai atât, putem customiza, putem alege care dintre datele noastre să le transferăm sau nu spre un alt telefon, spre un alt device. În felul acesta, toate imaginile și videoclipurile din aplicația Photos vor fi disponibile în noul tău telefon. Toate mesajele din telefon, din iPhone, chiar și istoricul apelurilor și mesajelor tale vocale vor fi disponibile, până și aplicațiile de date, progresul jocurilor tale, documentele sau chaturile de conversații, contacte, calendare, note, note vocale și favoritele din Safari, toate datele personale de la Apple Watch, Health și HomeKit. Cu un simplu click, le vei putea transfera în noul tău telefon, fără nicio problemă. O opțiune și mai interesantă este posibilitatea de a verifica dacă telefonul nostru se află în garanție sau a fost cumpărat dintr-un magazin. Asta ca să poți preveni fraudele din vremurile noastre. Așa pot observa cu ușurință că telefonul meu se află în garanție și a fost cumpărat dintr-un magazin. Celelalte opțiuni sunt simple de tot, sleep, restart, shutdown, putem exporta data RAW, putem vedea toate informațiile consolei dinăuntru telefonului, putem anula prin opțiunea forget device-ul nostru sau putem să ștergem tot conținutul lui. În partea din dreapta a panelului găsim informații legate de device-ul nostru, care este numele, când a fost accesat ultima dată, când s-a făcut backup-ul și ce număr de telefon avem și dacă dorim informații mai detaliate, pur și simplu apăsăm iconița I, unde vom găsi informații detaliate ale device-ului nostru. Dar nu numai atât, mai avem o opțiune legată de bateria telefonului, în care putem observa toate detaliile legate de bateria device-ului nostru, iar în următoarea iconiță, iMazing 2 pune la dispoziția noastră tot conținutul pe care telefonul nostru îl are în acest moment. Conținut, dragi prieteni, care poate fi accesat cu ușurință folosind aceste iconițe din fereastra din mijloc sau pur și simplu dăm click pe această iconiță din stânga, verificând astfel întregul conținut al telefonului nostru, aplicațiile, camera, fotografiile, muzica, videoclipurile, mesajele, istoricul apelurilor, mesajele vocale, contactele, notițele, notele vocale și fișierele sistemului de operare. Dacă vrei să ai o copie a mesajelor tale, pur și simplu apeși iconița mesaje. În acest fel îți poți salva mesajele, conversațiile tale foarte simplu și să le exportezi în format PDF, text, CSV, atașament sau chiar să le printezi. Tu știi cât este de greu să îți transferi istoricul mesajelor tale de la un telefon la altul? Dar cu iMazing 2, atunci când vă schimbați telefonul în câteva secunde printr-un simplu transfer de date, vă veți putea din nou bucura de toate mesajele pe care le-ați avut. Mă refer la opțiunea Transfer to another device, despre care am vorbit anteriormente. Tot ceea ce trebuie să faceți este să conectați două telefoane, cel vechi și cel nou, la acest program, să selectați mesajele dumneavoastră, urmând asistentul din fereastra programului iMazing, care se va ocupa de tot ceea ce aveți nevoie. Acest lucru funcționează și pentru mesajele WhatsApp, datorită soluției unice de transfer de aplicații încorporată în iMazing 2. Dragi prieteni, acestea fiind spuse, vă invit să intrați pe browserul dumneavoastră, să scrieți iMazing 2, iar în prima opțiune iMazing for PC and Mac, dați click pe ea. Aceasta este pagina producătorului DigiDNA din Elveția, pagină care cuprinde toate informațiile necesare pentru programul iMazing 2 și care este disponibilă în mai multe limbi. De aici aveți posibilitatea să cumpărați acest program sau să coborâți versiunea free pentru a o testa câteva zile. Vă invit să citiți toate aceste informații și dacă vă va convinge și pe dumneavoastră acest program, să-l cumpărați cu încredere. Nu uitați, the best is possible. La revedere!